Așa, și în filmez. Cred că da zoom poți să dai? Uite, poți să dai zoom. Bun. Facem la asta. Bun. Forma prima dată, când avem oval, noi trebuie să ținem pila puțin la mai mult de 45 de grade. Deci noi trebuie să pilim lateralele. Nu pilim pe drept, nu pilim așa. Da? Deasupra. Întoarcem întotdeauna unghiuța dintr-o parte, din lateral. Trebuie să fie laterala în continuarea unghiei naturale. Și de la jumătate deja ne ridicăm spre vârf. Poți să intri tu, te rog, să-l distribui pe da. Grupuri? Da, da. Să intru acum. Să intri pe Facebook-ul tău, da. Și mă opresc eu. Demonstrație. Cum să distribui? Nu, cum... A, bine, aș putea să rog și fetele care sunt pe... Da, așa. Pe live. Mersi, bună, Anca. Cine poate să distribuie pe grupuri, vă rog, live-ul? Hai că-mi distribuie fetele. Scriu o postare. Stai, pe postez la tine, că postează pe un grup. Dar nu știu. Nu știu, frate, cum. Nici nu știu. Hai, lasă, uite-te aici, lasă că distribuie fetele dacă vor. Deci neapărat lateralele din profil, da? Nu pilim lateralele de deasupra. Ne întoarcem degetul și într-o parte și în cealaltă, ok? Am dat forma și după aceea pilim placa unghială cu o pilă 180 grit. Fără apăsare, da? Luăm doar luciul, nu apăsăm. Ne întoarcem degetul să pilim toată suprafața perfect. Ai avut ceva pe unghiuță? Semi. Semi. Ieri l-am dat jos. Cu ce? Cum cu ce? Cu ce ai dat-o jos? A, cu... Cu acetonul? A, cu pila? Cu acetonul, da. Să nu le mai dai jos cu acetonul. Doar cu pila, da? Împingem cu pusherul. Acest pusher, da, nu am pentru voi. Am eu. Ai tu de asta? Folosești capătul mai mic, da? Nu capătul mare, ca să nu rănim. Și începem din lateral. Nu începem direct în mijloc. Începem din lateral, da? Desprinde. Bine, se vede ce fac eu aici? Da. Da, tu vezi? Da. Se vede bine. Așa ești pe... A început. trebuie desprins foarte bine cu pusherul înainte să intrăm cu un capăt de freză, da? Să nu se blocheze capătul de freză deloc sub eponichiu. Bun. Prima oară folosim flacăra roșie. Granulație roșie. Începem pe farol, da, vă uitați. De la jumătate. Încheietura. Prima oară, stabilitate, da? Trebuie să avem încheietură peste încheietură ca noi să avem stabilitate în mână, să nu tremurăm mâna. Nu stăm cu mâna în aer, da? Nu lucrăm cu mâna în aer. Încheietură peste încheietură. Susținem foarte bine degetul clientului și îl ținem strâns ca să nu cumva să tragă mâna, să facem vreo prostie. Și începem din mijloc, da? Din mijloc, cu mandrina înclinată spre pieptul nostru, începem cu mișcări ușoare, da? Din aproape în aproape. Vârful trebuie să intre sub eponichium, nu deasupra. Nu culcați freza cu burtica, să luați din placa unghială și nu ridicați freza foarte mult cu vârful. Partea dreaptă, pe care v-am zis-o în teorie, trebuie să o avem perfect lipită pe placa unghială. Nu intrăm din mijloc, da? Cu vârful, nu împingem cu vârful, dintr-o parte. Tragem foarte bine faldul. Mă
Fenomenul se desprinde foarte bine, nu trece mai departe, da? Am ajuns în sinus. Când ajungem în sinus, deja mișcarea noastră este pe drept. Ne întoarcem și degetul și mâna. Deci, prima oară începem cu degetul întors, după care ne îndreptăm degetul și intrăm foarte bine în sinus. Tragem bine și pe laterale și intrăm perfect, să scoatem tot din falduri, da? Facem mișcarea asta de mai multe ori. Nu terminăm foarte repede, nu ne grăbim. Încercați să ridicați degetul încât să vedeți, da, sub eponigm, să vedeți tot ce aveți acolo de curățat. Ridicați mult degetul, nu lucrați așa de la distanță, da? Când ce ajungem... Ce turație, Cris? Poftim? Ce turație am acum? Cam... Dacă am 30.000 la jumătate, cam 25.000. Nu, am 30.000 la maxim, am 15.000 acum. 15.000 de rotații. În sinus, că ziceai tu de sinus, da? Avem mișcarea de du-te vino. Vezi? Și așa o să scoatem tot. Dar, prima oară noi curățăm placa unghială foarte bine și a doua oară deja avem sprijin în fald. Când o să ai sprijin în fald și în cuticulă, atunci o să se desprindă mult mai bine. Deci trebuie să ai două mișcări, da? Ok, am terminat o parte. Partea asta faceți la toate unghiile, după care schimbăm pe reverse. Se aude foarte urât freza. La fel cu freza înclinată, da? Nu începem drept cu freza înclinată. Prima oară curățăm placa unghială. Foarte bine. Faldurile, șanțurile. Ne uităm de fiecare dată dacă mai avem de scos. Și în sinus facem mișcarea de du-te vino. Cu capătul ăsta de freză curățăm cel mai bine. Deci ăsta este capătul cel mai important la capitolul ăsta, da? Vedem dacă este desprins peste tot cuticula de placa unghială, da? Dacă avem șanțul făcut foarte bine, după care începem cu picătura. Picătura, chiar dacă este un capăt mic, obligatoriu trebuie să facem tot pe două sensuri, da? Nu facem pe un singur sens, doar pe farurd. Facem pe două sensuri de rotație. De unde putem lua capătul de freză? De la Anet Nails. Dacă e cineva, să scrie site-ul la Anet Nails. Neapărat abrazivitate roșie pentru zona de sub eponichium, da? Abrazivitatea trebuie să fie roșie. Capătul ăsta e mai safe, pentru că este rotund și nu ai cum să rănești. Dar cu flacăra există riscul să rănești cu vârful dacă nu ții cum trebuie mandrina. Bună, capetele de freză de la Lila Rosa sunt bune. Abia ce mi-am achiziționat o freză Lila Rosa. Și vreau să știu acest capăt la rosa flacără dacă e bun. În primul rând, tu trebuie să te uiți la abrazivitatea capetelor de freză. Dacă găsești abrazivitate roșie. În mod normal, dacă este roșu, ar trebui să fie bun. Doar că calitatea eu nu am de unde să o cunosc pentru că nu am folosit lila rosa. Eu recomand foarte mult capetele de freză de la Anet Nails pentru că au calitate foarte bună. La fel, am schimbat sensul, da? Iar n-am scris și noi ce prezentăm în live. Noi am intrat direct live, n-am scris nimic.
Bun, cuticula este desprins. Opriți freza după ce lucrați. Acum. Forfecuța nu se ține niciodată așa. Da? Curbura este făcută special pentru curbura cuticulei. Ok? Deci nu ținem curbura asta în afară. Este total greșit să tăiem așa. Deci, forfecuța, curbura trebuie să fie în interior. Lucrăm cu 4 degete, da? 2 degete de susținere, da? Avem încă unul pentru susținere și încă unul pentru direcție, da? 4 degete. Ați înțeles? Da. Și lucrăm milimetri cu vârful. Prima oară tăiem la 90 de grade. Mare grijă, nu uitați că în sinus trebuie să aveți multe mișcări, da? Pentru că este curbură și nu trebuie să vă grăbiți. Deja din ce în ce trebuie să începem să ridicăm cotul. Vă uitați la cotul meu că începe să se ridice. Încercați să o tăiați întreagă, să nu franjurați, să nu tăiați de mai multe ori. În cât timp termină manicura? Manicura combinată ar trebui să dureze undeva la 40 de minute. La toate unghiile. Asta deja când vă obișnuiți. La început poate să dureze și o oră. Adică la mine așa dura la început. După ce am tăiat la 90 de grade, trebuie să tăiem și pe interior. Ne uităm să vedem ce avem pe interior, da? Totdeauna de pe interior noi mai avem cuticulă de scos, se vede, da? Am fost la Timișoara, am avut curs și făceau cuticula și când mă uitam, zic, mai ai cuticulă? Unde? Că eu nu o văd. Și mă apucam eu să-i tai și ce scoteam de dedesubt. Dar unde? De unde ai scos-o? Manicura cu gel, 40 de minute? Nu, doar combi manicure, doar ce lucrați în zona cuticulei, 40 de minute. Cuticula, timpul alocat pentru cuticulă. Acum pasul 3. Ne luăm tot ce avem pe falduri deasupra, da? Ne sprijinim burtica și apăsăm puțin să ia exact ce este în plus. Nu se ia nimic mai mult. Pentru poziția asta trebuie să ne întoarcem degetul foarte mult ca să putem să curățăm bine. Păi și o manicură cu gel? Manicură cu gel înseamnă ce? Construcție, întreținere, ce? La ce anume te referi? În cât timp o termin cu tot cu model? Deci eu întreținerea la gel o făceam într-o oră jumătate pentru că făceam tehnica fără pilire. Asta depinde de voi, de cât de repede vă mișcați voi. De ce tehnică faceți? Construcție. Construcția durează și 3 ore. O construcție corectă durează și 3 ore. Ce forfecuță folosești? Stalex de 18 mm. Există și la Anet Nails, exact gravată cu Aneta. Tot 18 mm, parcă. Forfecuța de la ce firmă aveți? Stalex. Ok, ați înțeles, da? Da. Trebuie să vă uitați foarte bine să fie curățat. Dacă mai vedeți ceva în sinusuri, după ce tăiați cuticula, puteți să mai reveniți cu flacăra, cu vârful, da? Și mai curățați în zona sinusului. Nu am uitat pe la roz, nu știu, nu știu. Contează în cât timp faceți o manicură. Voi trebuie să vă gândiți să faceți manicura cât mai corect. Nu trebuie să vă gândiți, băi, în cât timp, cât să fac mai repede. Nu, faci în ritmul tău. Ideea este să faci corect și frumos. Nu să te grăbești. Că o să ai timp, după ce faci corect la început, o să ai timp să te obișnuiești și să scoți și un timp mai scurt.
interesează. Dar nu te iei după cliente, că el dacă s-au pus pe scaun, nu prea mai au cum să plece, da? Le ții acolo. Când se pilește unghia? Deci noi astăzi prezentăm manicură combinată și aplicare bază rubber pe unghia naturală. Îmi pare rău că eu nu am scris ceea ce fac și de-aia probabil mă întrebați. Nu arăt construcție. Nu fac construcție, da? Aplic bază rubber cu Apex și am făcut manicură combinată. Două capete de freză plus forfecuță. Curățăm foarte bine sub eponichium, da? Curățăm toată zona asta. Perfect. Placa unghială. După care neapărat dăm cleaner. Lăsăm să se usuce. La ce te referi când se pilește unghia? Naturală? Sau la ce te referi? Ce șervețele umede folosești? Orice șervețel umed. Dacă după aia dai cu cleaner, se degresează totul, da? Trebuie doar să ai un șervețel umed. Eventual să ții antibacterian. Dăm nail prep prima dată, da? Cu nail prep dăm obligatoriu și sub eponichium, da? Dăm în tot șanțul respectiv pe care l-am făcut. Lăsăm să se usuce și dăm Nail Bonder de la Cupio. Este un primer fără acid care are cu tips. Unghia cu tips probabil se referă. Nu folosesc, nu fac tips, nu știu. Primerul fără acid are dublu aderență, da? Are dublu adeziv. Are aderență pe placa unghială și pe materialul care vine deasupra, da? Este ca un dublu scoci. Și cum am spus, dăm prima dată un strat pensulat de bază rubber, da? Eu folosesc acum bază rubber de la Max. Nu trebuie să lăsați primerul să se usuce sau ceva, imediat dăm un strat pensulat. Eventual cu o pensulă de gel sau cu pensula asta, dacă știți, să aplicați foarte bine. Trebuie să apăsați foarte mult la primul strat. Mare grijă să nu atingeți nimic. Nici cuticula, nici faldurile, nimic. Ok, bagă lampă, 60 de secunde. Lăsăm primul strat să se usuce, după care venim cu Apex. Toată mâna până la încheietură, da? Salut! Ai o oră la un deget, dar la toate câtă ție? Păi am o oră la un deget pentru că... și explic. Nu o să stai o oră la un deget. Ce lampă folosești? Deci oja semi cu Apex la început mi-a luat și 2 ore jumătate, chiar 3. Până m-am învățat cu capetele de freză, cu durațiile, cu mișcările, cu aplicarea bazei perfect, ideal, normal că stai mult. Durează 3 ore, la 10 unghii. Dar după aceea am ajuns la timp de 1 oră jumătate. Semi cu Apex, toate 10 unghii dry manicure și aplicare bază cu blic. Deci se poate ajunge la un timp mai scurt. Dă mâna, te rog. Dăm, de asemenea, un strat pensulat, iar
Mai ai grijă în zona cuticulei, da? Să nu atingeți nimic. La unghiile cu tips se dă primer pe toată unghia? Nu folosesc tips. Și nu recomand tips. Deci nu mă întrebați nimic de tips. Ne luăm acea bulă de care vorbeam. O punem pe mijloc. Descărcăm bula, ne împingem puțin spre cuticulă materialul, după care cu pensula ridicată, filmez într-o parte să se vadă, cu pensula ridicată mergem pe toată suprafața, iar pe vârf ștergem. După care venim pe laterale cu două mișcări și pe lateral cu două mișcări. Nu stați foarte mult. Ce firme folosești? Acum am Max. Întoarceți imediat degetul. Cantitatea trebuie să fie doar pe mijloc. Nu pe vârf, nu pe laterale. Să nu aveți denivelări. Totul să rămână pe mijloc. La unghiile oval este cel mai ușor să aplici cu blic. De ce nu recomand tips? Of. Vedeți? Deci n-am făcut decât două mișcări, iar blicul se formează singur la unghiile ovale, da? Mai întoarcem mâna după ce a verificat blicul și băgăm imediat în lampă baldă. De ce nu recomand tipsul? Pentru că se lipește cu un lipici. Lipiciul ăla nu are decât să afecteze unghia, plus că nu arată bine, estetic, nu are arhitectura corectă, nu ai laterale la tips, nu ai o curbă ce... Unghia ta naturală când va crește are curbă ce? Că ziceau fetele că nu-mi place că au curbă. Păi unghia naturală nu are curbă. Cum să-mi placă o curbă? Vrei ceva fals și să arate cât mai fals? Puneți tips. Dar eu nu sunt de acord. Eu vreau cât mai natural totul. Deci, mișcarea. Am pus în mijloc, ne împingem puțin spre cuticulă materialul, după aceea cu pensula ridicată venim până în vârful unghiei. În vârf deja ștergem de tot materialul. Surplusul ce ne-a rămas nouă pe pensulă dăm pe lateral, ok? Imediat am întors mâna, nu avem altceva de făcut decât să întoarcem mâna și să ne uităm dacă este perfect pe mijloc cantitatea cea mai mare. Ne verificăm plicul și băgăm în lampă. Gata, s-a oprit, cred. Mulțumesc pentru live, este foarte interesant. De mult așteptam un live pentru această tehnică. Ia să vedem plicul cu drag. Ok, blicul trebuie să se vadă perfect oval. Cantitatea cea mai mare să fie pe mijloc, ok? Se vede? În toate direcțiile trebuie să fie la fel, nu doar pe mijloc, și pe lateral, și pe mijloc, și pe cealaltă laterală. Perfect oval. Cum n-aș întoarce eu degetul de sus până jos, el trebuie să curgă perfect. Te pup și eu. Bună! Culoarea. Nu am culoarea. Am zis că folosesc de la Reforma acum. Athena se numește culoarea. Vreau eu să le pun pe fete să facă modele pe aici. Le chinui un pic. Până vă obișnuiți cu baza rubber, încercați să vă luați o bază rubber mai densă. Una mai densă am găsit la Victoria Vin, da, este destul de viscoasă. Până vă obișnuiți ca să nu vă curgă foarte repede, după care încercați să căutați din ce în ce mai lichidă, pentru că o să vă ajute și vă ușurează munca plus timpul. O să fie mai scurt. Primul strat îl dăm pensulat. La distanță față de cuticulă, se vede? Deci nu mă duc mai aproape de cuticulă decât cu distanță. Dăm bine pe lateral. Nu are nimic dacă este semi-transparent. Primul strat nu trebuie să fie foarte pigmentat. Pensula trebuie să fie paralel la ojă semi, da? Nu ridicați pensula, că o să vă trageți tot materialul. Trebuie să o țineți paralel, să vă descărcați materialul pe unghiuță.
Bag în lampă 30 de secunde fără întrerupere, da? Ai mulțit? Nu. N-aveți întrebări, fetelor? E clar totul așa? Hai că a doua oră mai bine, prima dată în live eram, Doamne, zice, aveam o emoție, zici că cine știe ce făceam. Acum, pentru al doilea strat de culoare, trebuie să mai împingem o dată cuticula, da? Împingem foarte. De ce agiți atât de mult semi? Ca să nu rămână acele dâre, să fie pigmentat perfect toată pensula, da? Să nu ștergi live-ul, te rog, vreau să nu mai vizionez. Nu-l șterg, stai liniștit. Trebuie agitată cuticula, sticluța la culoare, da? Trebuie să o agitați neapărat ca să fie pigmentația care trebuie până la urmă urmei. Bună, de cât timp faci unghiuțe? Puțin timp. De unde ai luat pusherul? De la Aneta, Anet Nails. Pentru al doilea strat de culoare trebuie să vă luați cantitate un pic mai mare pe pensulă, da? Mă duc cât mai aproape de cuticulă, dar la fel nu sub cuticulă, nu acum. Dau foarte bine și în falduri, cu grijă, nu vă grăbiți. La Timișoara când mai veniți? În ianuarie vin la Timișoara iar. Nu sigilăm în vârf, da? Nu am sigilat în vârf nici cu nici cu baza, nici culoarea, da? În vârf, eventual, mai dăm o pilă. Acum, pentru sub eponichium, trebuie să ne tragem foarte bine faldul și să intrăm cu vârful pensulei. Despre lampă am pus o întrebare mai sus. 2 secunde să termin aici și după aia mai citim întrebări. Văzut, mișcările încercați să fie cât mai lungi, da? Să nu aveți mișcări foarte scurte. La Constanța? La Constanța, dacă se strânge grupa de 8 fete, vin, dar încă nu am avut cereri la Constanța. Predai cursuri? Da. Am aici o scamă. De ce nu sigilăm? Pentru că, în primul rând, îngroașă unghia în vârf, se vede foarte urât, inestetic. În al doilea rând, este posibil să sară și din cauza că sigilați, da? Pentru că dacă ai avut un șoc în vârf, orice... La vâlcea? Orice mișcare, orice șoc în vârf, da, poate să sară materialul și automat sare totul de pe placa unghială, cu tot cu bază. Nu-mi place mie cum se vede pe partea asta. N-am văzut întrebarea despre lampă, nu știu, poate o repetă. Bagă. Încerc eu să pun folie acum. Pentru cursurile susținute de Cristina la Bacău, puteți lua legătura și cu mine. Bună, cu Natalia. Bună! Ce lampă folosim? Ce lampă, însemnând lampa de lumină sau lampa de uscat? Lampa de lumină este o lampă cu bec rotund. Becul trebuie să fie mai mic decât cupola, cupola mare, și bec cu lumină rece, obligatoriu. Lampa de uscat este SANUV. Lampă LED. Sau... 48 de wați. Mm-hmm. Iubești ceea ce faci și se vede că pui multă implicare. Te urmăresc cu drag. Felicitări. Mulțumesc mult! Cea de uscare. Am zis și de cea de uscare. Trebuie să aibă 48 de wați. Ce pensul este cea subțire și de unde ai luat-o?
Este de la Slovianca asta. Hai să pun și o folie să fiu și eu un ton cu lumea. Nu foarte multă, că nu-mi place să încarc unghia. Iar acum punem finish. Finish-ul de asemenea trebuie pus cu blic, da? Vă verificați foarte bine blicul. Dăm un strat pensulat prima dată. Cât mai aproape de cuticulă. La Anina nu veniți? Unde? Anina. Nu știu. Nu am avut ceri acolo. Unde strângeți grupă fetelor de 8 fete? Mă căutați, uite, am strâns o grupă când ai putea și vin, da? Deci o să vin cam oriunde, dacă... Mulțumim pentru live, eu l-așteptam, te pup. Cu mare drag. Întoarce mâna, te rog. Tot cu pensula subțire adunăm să fie totul pe mijloc, da? Nici în vârf. În vârf e foarte important să nu avem mult material. Ne verificăm blicul. Bagă. Trebuia o culoare mai aprinsă ca să vedeți blicul cum trebuie, dar eu dacă vreau model, trebuie minimal. Ce număr este pensula? Pensula asta este 5x0. Bine, la ei văd că nu scrie treaba asta, dar ca lungime și grosime este 5x0. 5 ține de lungime, da, și 0 de cât de subțire este pensula. Să fie lungă. Neapărat să o curățați în bază rubber, nu ca mine. Bună, o întrebare. De la ce fac alergii la degete? Se umflă lângă cuticulă și mă mănâncă îngrozitor. Mă gândeam că e de la lampă sau de la gel. Nu, poate să fie de la stratul de dispersie. Dacă tu pui mâna pe stratul de dispersie al gelului, poți să faci alergie. Deci mare grijă la stratul de dispersie. Nu atingeți stratul de dispersie cu mâna. De-aia trebuie să purtați mânuși. Nu am apucat să vă urmăresc de la început. Ce gamă ați folosit la Oja Semi? Mulțumesc! La Oja Semi Reforma am folosit și la, ca bază Max. Finish-ul de la ce firmă? Finish-ul e de la Nail Revolution. Acum. Severina Nina. Dăm ulei sub cuticulă, da? Am lăsat un pic să răcească și uleiul sub cuticulă. Nu dați ulei doar pe fald. După ce ați dat cu ulei, obligatoriu se spală pe mâini. Delia, acum o să o șterg. Bună, Delia! Te pup! La sfârșit mai dăm o pilă în vârf, da? Și pe lateral. Georgiana Mihai, de-abia aștept să vin la curs. La ce curs vii, fetiță? Unde mai vii la curs? Am eu aici ceva, nu știu de unde mi-a apărut, dar ca de obicei trebuie să mai vină câte ceva. Acolo, la fel, tot cu un capăt de freză, puteți să veniți pe laterală să luați ce vă mai apare pe parcurs. Bun. Sper că ați înțeles ce am avut de arătat. Nu vă arăt fața mea pentru că sunt trezită de dimineață. Și mă anunțați dacă este ceva ce doriți să mai aflați, să vă mai arăt, îmi spuneți. Dacă ți-am oprit un loc la semi, nu știu, fată, nu cred că ți-am oprit. O să te notez.
Bun, vă pup și eu și îmi pare bine că v-a plăcut live-ul și că ați înțeles tot. Vă pup, zi bună, pa!